Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de astăzi este vorba despre doi copii. Copilul care are teme, dar nu recunoaște că are, și copilul care recunoaște că are teme. Hai să vedem ce se poate întâmpla. Nu uitați să vă abonați, să dați un like aici, subscribe și clopoțel. Să înceapă distracția! Primul este copilul care nu recunoaște că are teme, deși are. Ai venit de la școală? Cum a fost? Bine, cum să fie? Sigur? Bine? Totul bine la școală? Da, normal! Ne-ai dat de pe masă, nu mai stai încălțat pe masă. Of, mami! Ia simt tu mie. Ai teme? Nu am! Sigur nu minți? Nu, doamne, mamă, nu se dau teme în prima zi. Sigur că tu mă minți de obicei. Ascultă-mă, nu se dau teme în prima zi de școală. Bine atunci, bine, bine. Ok, atunci, haide să mănânci. Stai că spun acum să mănânci. Mamă, chiar mi era foame. Mănâncă tot din farfurie. După care te duci să te odihnești, să fii pregătit pentru a doua zi de școală. Și să nu stai pe telefon, că vin să te verific, ai înțeles? Iar la ora 22 este stingerea. Și punct, da? Te pui bine. Să dori ca mâine să fii odihnit la școală. Du-te în camera ta, te rog. Bine, mamă, gata, am mâncat, mă duc acum în cameră. Pune farfuria la spălat, unde ai lăsat-o? Ai lăsat-o în living? Of, bine, mamă, uite aici, o pun la spălat, hai, gata. Hai, du-te și odihnește-te. Bine. Mesaj pe Messenger. Mama mi-a zis să nu stau pe telefon, dar am primit un mesaj. Eu am încercat. Hai să vedem cine e. Wow, e colega aia frumoasă. Ia stai să mă uit. E colega aia frumoasă. Ce faci? Știi la exercițiu numărul 2? La exercițiu numărul 2? Nu, nici nu m-am apucat. Dacă mă gândesc mai bine, nu-mi fac temele. Ups, ce bad boy ești. Și ce faci dacă îți cere proful tema? Nimic, îi zic că mi-am uitat tema acasă și că o aduc mâine, dacă întreabă. Atât? Dar nu cred sincer la ce față are proful, zici că mănâncă numai orez toată ziua, așa crispat este. Ce dus ești, serios, mie îmi place proful și mi se pare că e chiar de treabă, știi? Dacă zici tu, noapte bună frumoasă. A, de fapt, nu îi scriu așa. Îi scriu, noapte bună, colega. Wow, în sfârșit a venit de la școală. Ce faci, mami? Bine, dragule, ia loc. Cum a fost la școală? Wow, a fost super în prima zi de școală. Serios? Da. A fost totul ok? Da, mamă, și să vezi ce de teme ne-a dat proful cel nou. 50 de exerciții până mâine. Serios, dragule, așa? 50! Serios, mamă? Stai să mă pun un pic așa mai aproape de tine, să te aud mai bine. Păi și ce a zis proful? Adică, de ce v-a dat așa multe teme? Stai să mă pun și aici la masă cu tine, dragul meu. Așa, păi a zis că să avem așa multe teme să ne reamintim ce am făcut anul trecut. Păi, bine, nu vine să cred, mă. Da, nici mie nu mi-a venit să cred, dar 50 de exerciții, mamă. Ai de mine, ai de lucru. Hai că acum am pregătit masa. Stai puțin că ți-aduc acum. Așa. O să mănânci bine, bine, rău de tot. Ca apoi, dragul meu, bineînțeles, să faci acolo temele, uite. Da, chiar mi era foame rău de tot. Wow, stai puțin așa să mănânc. Mamă, ce foame mi era. Aoleo, stai așa, wow. Deci e super bună mâncarea asta. Cu plăcere, dragul meu. Am zis să-ți aduc masa care îți place ție. Dacă tot ai trecut așa prin chin la școală astăzi. Da, abia aștept să termin odată toate temele astea. Bun, atunci după ce ai terminat masa, dragul meu, du-te și spală-te pe mâini. Și apoi du-te în cameră și fă-ți temele, ca să ai și timp un pic de seară să te uiți și la desene dacă vrei. Dar măcar să ai temele făcute pentru mâine, știi? Cum zic? Da, sincer m-am cap săturat, cred că mă duc să mă spăl pe mâini și mă apuc de teme, așa. Ah, ce bine e să te speli pe mâini după zi de școală. Gata, mă duc în camera ta. Mă duc în camera mea acum, mami, să mă apuc de teme. Aoleu, 50 de exerciții. Succes, dragul meu.
Mulțumesc, mami, 50 de exerciții. Mi-e deja lene să le fac. Da, mă apuc să le fac. Nu mă duc la școală cu temele de făcute. Opa, primit mesaj. Ia stai să vedem, să mă uit la mesaj. Oh, mesaj de la colega deșteaptă. Cea mai deșteaptă colegă din clasă. Ce faci? Eu mi-am terminat tema. Ce? Deja? Da, a fost super ușor. Ușor zici? Pf, hai că mă uită și eu să văd despre ce e vorba. M-am uitat, dar în afară de un exercițiu nu știu să fac nimic din temă. Ok, hai că te ajut eu, dar fii atent că îmi rămâi dator, bine? Ok, bine. Trebuie să afli ipotenuza, apoi să afli cât la sută din produsul final este. Auzi, te rog, oprește-te un pic că nu mai înțeleg nimic. Așa, poți să-mi trimiți direct răspunsul, te rog, te rog, te rog, colega cea deșteaptă. A, da, hai că ți le dau, dar știi care este faza? Dacă eu îți trimit răspunsurile și tu nu înțelegi nimic, nu o să știi ce să faci la test și când o să dăm testul o să fii tare bută. Păi știi ce, deja sunt. Ai bine, hai să nu zici că sunt rea. Uite, te ajut, îți trimit răspunsurile. Wow, mulțumesc, colega cea deșteaptă, mulțumesc, mulțumesc pentru răspunsuri. Eu o să mă pun să dorm, noapte bună. Ok, mulțumesc mult, m-ai salvat, pa, pa, ne vedem mâine la școală. Pa. Ce noroc am avut cu colega asta deșteaptă, m-a ajutat și mi-a dat răspunsurile înainte. Dar cred că ar trebui să mă apuc și eu să învăț mai mult, că altfel, într-adevăr, o să fiu ca bâtă la școală. Mă duc să-i spun la mami că mi-am terminat lecțiile, mi-am terminat toate temele. Mami, mami, mi-am terminat temele, mami. Da, dragul meu, sunt în bucătărie, spăl vasele. Da, mi-am făcut toate temele. Și vreau să spun un secret. Bravo ție, dragul da, meu. Vreau să spun un secret. M-a ajutat colega cea deșteaptă din clasă de la noi. Cine, Diana? Da, m-a ajutat să-mi fac temele pentru că i-a înțeles mai bine la școală și i-a fost mai ușor să le facă și mi-a explicat și mie puțin, dar promit să învăț mai mult pentru următoarele teme. Foarte bine, dragul meu. Va trebui să-i duci o ciocolată ceva la Diana. Sigur că dacă a fost de treabă, colega. Hai să vedem ce ciocolată avem să-i duci. Nu știu dacă avem ciocolată. Dacă nu va trebui să te trimit la magazin să-i cumperi. Lasă că-i cumpăr eu mâine dimineață când o să mă duc la magazin, mami. N-avem decât banană. Nu, dar uite, vreau să mănânc cu măr, că mi-era poftă de un măr. Îmi dai și mie un măr, mami? Da, sigur, ce copil de treabă. Uite și ciocolata, am găsit și ciocolata. Uite, uite aici, uite. Am luat-o, e ciocolată albă. Înainte era neagră, acum e albă. Super, da, o să iei duci la Diana și poftim și mărul. Dă-mi și mie mărul, te rog, așa, bun, mersi, mami. Mă pun aici un pic să mănânc mărul, iami, iami, ce bun e mărul. Vă pot uita la desene? Bineînțeles. Super, mami. Hai să ne uităm la desene împreună. Mâine este prima zi de școală. Mâine, 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 mâine. Trebuie să zic ceva, soră. Trebuie să zic că mâine înseamnă sfârșitul copilăriei noastre. Ah, nu e adevărat. Încă suntem copii. Așa și? Și ce se mai întâmplă mâine? Ce trebuie să facem astăzi? Oh la la, soro, școală nouă, haine faine, o să fie fain! Da, o să ne luăm haine, din Nani e super faine și cute. Sper că mami are bani, hai să mergem! Ce zici de hainele astea? Arată bine, ce zici de hainele mele? Oh, la fel de bine arată, îți dai seama? Cu siguranță nu o să trecem neobservate. O să avem cele mai faine haine din clasă. Îți dai seama, nu, soră? Da, normal, logic. Mai tard decât restul? Da, normal. Mai tard decât Diana, Ana și Maria, da? Wow, super, super, super. Ia uite cât e ceasul. Întârziem la cină. Hai să mergem acasă să mâncăm. Hai să mergem.
Deci, fetelor, sunteți pregătite pentru prima zi de școală? Ia să aud! Oh, mami, este ca un vis, nu-mi vine să cred că e ziua cea... Repet, fetelor, sunteți pregătite de prima zi de școală, să aud? Da, mami, este ca un vis, nu-mi vine să cred că a venit ziua cea mare! Da, mami, noi o să avem cele mai frumoase ținute din clasă! Fetelor, nu vreau să vă dezamăgesc, dar nu o să conteze așa mult, cum să vă zic eu, ținutele. La școală o să aveți o grămadă de învățat, multe materii noi. Da, mamă, îți dai seama, știm și noi asta, dar oricum o să fim ca niște superstaruri, adică... Toată lumea o să vrea să stea în pauze cu noi, o să vină să stea cu noi, o să ne roage, ba nu, o să ne implore să stea în pauză cu noi. Noi o să fim deștepte, dar și frumoase, mami, îți dai seama. Oh, bineînțeles, drăguțele mele, dar vreau doar să nu aveți așteptări prea mari, știți, ca să nu fiți dezamăgite. Asta mi s-a întâmplat și mie când eram de vârsta voastră. Stai să vă zic o poveste. Mama mea mi-a zis, adică bunica voastră, mi-a zis: draga mea, du-te la școală liniștită, e super ok, n-o să se întâmple nimic, o să fie totul bine. Și când am ajuns la școală, am dat piept cu realitatea. M-am trezit efectiv. O să vedeți și voi și am zis să vă avertizez. O să fie, bineînțeles, totul în regulă, dar bunica mea nu m-a avertizat. Aveam și eu așteptări ca și voi. Dar vreau să fiți conștiente că la școală e mult de învățat. Nu o să fie doar de cât de frumoase sunteți voi, pentru că sunteți două prințese minunate și două surori care o să aveți grijă una de alta. Dar vreau să știți că... o să fie mult de muncă la școală. Crezi că ce a zis mami e adevărat? Deci nu am fost îngrijorată la început, dar acum numai la asta mă gândesc. Dacă mă fac de rușine la școală, dacă o să am numai teme, o groază și deloc distracție, dacă nu pot să țin pasul, dacă nu mă descurc cu învățatul, dacă o să termin școala și niciodată nu o să-mi găsesc job, dacă o să mor și nimeni nu o să vină la mormântarea mea pentru că nu am avut bani să-mi plătesc propria mormântare. Foxy, calmează-te! Niciuna dintre acele lucruri nu o să ți se întâmple. Ascultă-mă, mai pe mine, sora ta, și o să ne bazăm tot timpul una pe alta. O să copiem una de la alta. Hai să facem un pact. Indiferent de ce o să se întâmple și indiferent ce o să se întâmple în generală, noi o să fim întotdeauna cele mai bune prietene. Pinky promise. Adică noi o să fim cele mai bune prietene forever? Da, exact. Sau cel puțin toată viața. Cum adică? Dar ce o să se întâmple atunci când murim? Ce? Cred că în acel punct revaluăm prietenia. Ce? Doar glumeam cu tine. O să fim cele mai bune prietene mereu. Promiți? Promit. Ok, așa mă simt mult mai bine. Sunt sigură că mâine o să fie o zi super tare. Asta dacă nu o să primim o grămadă de învățat. Hai să dormim, adică nu vrem să fim obosite în prima zi de școală. Ai dreptate, noapte bună, cea mai bună prietenă. Noapte bună, bestie mică. Măstruleț, noapte bună. E dimineață! Întârziem. Repede, repede! Hai să mergem, hai să ieșim, mami!
repede, vină, vină, hai să mergem, stai puțin, nu vreau să, stai puțin, nu vreau să întârzi. În prima zi de școală, nu vine să cred, nu putem rata autobuzul. Oh, nu, vină repede, a plecat autobuzul, a nu, plecat autobuzul, nu, nu. Draga mea, dar de acum înainte trebuie să vă treziți și voi mai devreme, că dacă nu, n-o să pot să vă duc tot timpul la școală, că de mâine încep un job nou. Da, mami, promitem, dar tu ne acum la școală, te rugăm. Bine, draga mea, hai să mergem, haideți, dragele mele, hai că nu vreau să întârziați. Hai, mami, să mergem, ne ducem, mami, la școală, ura! Scoate-ți o foaie de hârtie și un pix, lucrare de control! Ce? Așa din prima zi? Da, vreau să vă văd ce vă mai amintiți de anul trecut, să vă evaluez nivelul. Ok, deci profa asta este nebună. Cum să-mi dea test din prima zi? Adică eu nu mai știu ce am făcut ieri, ce am mâncat ieri, n-apoi... Ce-am făcut anul trecut? Adică, să fiu serioși, cine își mai aduce aminte? Auzi, colegul tu, David, tu îți mai aduci aminte ceva de anul trecut? Dar tu, bebe Ștefi, Dragoș, da, cred că nimeni nu își mai aduce aminte. Adică, nu știu ce o să fac, cred că o să scot o foaie și o să mi-o pun pe masă, probabil. Și o să-mi scriu numele, data și așa mai departe. Așa, cum ziceam, o să-mi scriu întrebările, noroc cu întrebările, că așa pare că am scris ceva, că altfel dădeam și o foaia goală, îți dai seama. Da, ia uite-l pe colegul ăsta, Alex, ia uite-mă la el. Ia uite-l mă pe colegul ăsta, Alex, ce scrie. Ua, dar scrie, dar ce vă scrie atât? Adică, Doamne ferește, un roman zici că scrie, dar cum te-și mai aduce aminte ceva? Că eu nu mai știu nimic de anul trecut. Oare singura care nu mai țin minte? Dar toată lumea scrie, numai eu nu scriu nimic. Nu-mi vine să cred. Până și Dream David, uite-te și tu ce față are. Până și David știe ceva. Până și băiatul din ultima bancă. Dar eu nu știu nimic. Oare să copiez de la Alex? Oh, profa se cam uită. Nu știu dacă să copiez de la el. Cred că o să dau foaia goală. Nu știu ce să fac. Doamna profesoară, mai am nevoie de o foaie, vă rog. Că nu mă mai am în cape, nu mai mi-ajung foile! Ok, poftim, stai așa că acum ți-aduc o foaie. Uite aici o foaie pentru tine, să mai poți să mai scrii. Vezi că, uite, îți dau aici așa foaia. Așa, uite, gata, ți-am dat foaia. Bun, sper să-ți ajungă foaia ca să poți să scrii în continuare. Da, acum sunt pregătit, gata, pot să scriu. Doamne ferește, oare eu sunt cea mai... Bebe Foxy, pune-te în pat, înapoi acolo, mă scuzați, bancă. Mă scuzați, oare eu sunt cea mai, nu știu cum să zic, prostovană, adică efectiv, nu știu nimic de anul trecut. Și colegul ăsta, Alex, efectiv scrie atât de mult, e el prea deștept sau toată lumea e prea deșteaptă, nu înțeleg. Foxy, nu te uita în lucrarea lui Alex. Mă scuzați, gândeam cu voce tare, nu mă uitam nicăieri. Așa cum ziceam, nu știu, eu sunt cea mai puțin pregătită din clasă. Toată lumea scrie, iar eu mă uit, cred că de 40 de minute la foaia asta și
Nu sunt decât întrebările, Foxy, dar data nu și numele. Ceva acolo pe foaia aia, că mi se pare că te uiți de aia de cam mult timp. Doamna profesoară, mă gândesc. Habar n-am ce să scriu, nu știu ce mă fac. Toată lumea își pare că își aduce aminte de anul trecut, lecțiile, dar eu nu mai știu nimic, nici o planetă, nimic. Atenție, copii, mai aveți 10 minute și vin să strâng lucrările. Aoleu, stai puțin, stai să mai citesc întrebările. Descrieți toate planetele care se află în sistemul nostru solar. Ok, nu mai țin minte nicio planetă. Adică Pământ, nu știu, e în sistemul solar, habar n-am. Dar cum de știa Alex atât de mult? Adică toată vara a bătut mingea în fața blocului. Nu puteam să dorm și când am vrut să mă joc cu el, a zis: "Nu, Foxy, nu, eu mă joc doar cu David. Tu n-ai decât să te joci cu Steffi, volei, nu te joci fotbal cu băieții." Ha, de parcă eu nu pot să mă joc cu băieții. Mai sunt 10 minute și expiră timpul. Și Alex scrie, deci what că scrie? Gata, doamna profesoară, am terminat! Foarte bine, foarte bine, stai așa că vin să iau testul. Nu vine să cred, Alex a terminat și eu nici măcar nu am început. Așa, dăm testul, Alex. Uite aici, doamna profesoară, gata! Cum e posibil, Alex, să termin, că eu n-am scris nimic? Pune-te înapoi în bancă sau îți iau testul acum. Bine, gata, mă scuzați. Și am mulțumesc și Rareș pentru test. Gata, doar tu ai mai rămas, Foxy, cu testul. Da, imediat o să vă dau testul și stai testul meu. Să colectez de la toată lumea. Testele gata. Au terminat toți, doar tu mai ai, Foxy. Ai gătat testul? Nu, doamna profesoară, stai puțin că o să vă dau și foaia mea. Nu, dar n-am scris nimic. Ce mă fac? Așa, gata. Da, pune testul acolo, pune testul acolo pe catedră. Vai că n-am făcut nimic. Le corectați astea sau? O să vin mâine cu notele. O să le corectez acasă. Abia aștept să vă dau câte un 1. De fapt m-am gândit mai bine. Ia să luăm noi o lucrare, să vedem cine a scris, ce a scris aici. Ia să începem cu lucrarea lui Alex, pentru că Alex a scris foarte mult. Dar ia stai puțin, ce ai scris tu aici? O compunere? Da, dar despre ce? Despre planeta Marte? Ok, dar eu v-am zis să scrieți despre câte planete se află în sistemul solar al nostru, nu despre Marte. Ok, interesant. Da, doamna profesoară, dar nu mi-am amintit ce am preferat să scriu despre Marte. Ok, gata, nu mai povestim altceva, ai de ales. Ori dai testul, ori dacă nu, iei 4, ce preferi? Să dau testul din nou, doamna profesoară. Ha, și eu care îl credeam deștept. De fapt nu a făcut nimic. Deci nu sunt singura care nu am scris nimic. El a scris doar despre Marte. Dar oricum a luat 4, așa că eu ce notă pot să iau? Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam aceasta a fost tipologia de astăzi de elevă. Eu am crescut în tot timpul orei că Alex e foarte deștept față de mine. Dar, Alex, îmi pare rău, dar nu ești atât de deștept pe cât credeam. Deci niciunul dintre noi și probabil că nici ceilalți colegi din clasă care se prefăceau că știu ceva, nu știu nimic. Deci probabil că nu sunt singura care o să iau o notă proastă la test, că vorba aia. Cine își mai aduce aminte de anul trecut lecțiile? Vă zic eu, nimeni. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați un mare like aici pentru mine, subscribe, clopoțel și să-mi scrieți dacă cumva vă regăsiți în poveste, dacă ați fost și voi ca mine astăzi, vreodată la vreun test. Vă pup, să aveți o zi frumoasă ca și voi! Pa, pa! Pa, pa!